Sâmbăta Mare are o încărcătură aparte. Chiar și mort, Iisus propovăduiește Evanghelia. El coboară în sălașul morții și face praf moartea și iadul. Conform tradiției bisericii, prezentă și în câteva texte foarte vechi, de pildă Evanghelia lui Nicodim, până în Duminica Învierii, sufletul lui Iisus poposește în iad, sălașul morților, șeolul iudaic, unde îl va înfrunta pe Satana și de unde îi va elibera pe credincioșii din Vechiul Testament, începând chiar cu Adam și Eva. Această eliberare este reprezentată în faimoasa icoană Anastasis, prezentă în bisericile ortodoxe. Prin moartea sa, Iisus duce vestea bună, adică Evanghelia, până în sălașul morților. Pentru cei de pe pământ, El este mort. Pentru cei din sălașul morților, El este viața coborâtă până la ei pentru a-i readuce la viață. Semnificația zilei de sâmbătă este uriașă. Iisus a murit pentru a-și putea desăvârși misiunea eliberatoare, pentru a putea duce Evanghelia inclusiv în iad. Până și iadul, șeolul, se bucură acum de căldura vieții. Coborându-se în sălașul întunericului, Iisus, lumina, i-a botezat și pe cei care nu l-au putut cunoaște în timpul vieții. Iar confruntarea lui cu Satana, păzitorul iadului, trimite și la ritul botezului, săvârșit în creștinismul timpuriu, chiar în această noapte sfântă. După o catehizare de mai multe săptămâni, de aici și durata lungă a postului mare, neofiții erau botezați în noaptea de sâmbătă spre duminică, în prezența episcopului. Ei intrau goi în bazinul plin cu apă, iar aici avea loc o confruntare decisivă cu forțele răului, din care ieșeau biruitori prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum Iisus îi readuce la viață pe morții din Șeol, din iad, tot așa Duhul Sfânt îi aduce la adevărata viață a credinței pe cei botezați în timpul acestei nopți de veghe luminoasă.